fost batjocorit, a fost întors pe dos, a fost trimis la Gherla. Am suportat umilința publică, însoțită de acuzații mincinoase. Sunt ore bune de când zeci de polițiști îl caută pe Cătălin Cherecheș, domnilor și domnilor, în tot orașul Baia Mare, însă până acum nicio urmă de primarul penal. Polițiștii i-au găsit în urmă cu puțin timp telefoanele primarului acasă. Se ia în calcul și ipoteza că acesta să fie fugit deja din țară, în Italia mai exact, împreună cu mama lui, care nu a fost văzută de ore bune. Cătălin Cherecheș a fost condamnat azi la 5 ani de închisoare cu executare. Mircea Sime vine cu informații transmite din Baia Mare. Mircea? Bun găsit, suntem în fața primăriei din Baia Mare, aici unde, iată, aseară primarul Cătălin Cherecheș era, conform declarațiilor date de viceprimar și chiar de secretara acestuia. În acest moment, poliția îl caută pe primar în tot orașul, în diferite locații unde cred ei că acesta s-ar putea ascunde. Pe de altă parte, sunt informații care vorbesc despre faptul că acesta ar fi plecat deja din țară, cum încă nu se știe și unde, da, se vorbește despre faptul că acesta ar fi plecat înspre Italia. Pe de altă parte, așa cum ați văzut în exclusivitate în această dimineață, v-am oferit noi informații, detalii, iată și chiar imagini cu soția primarului, care este acasă. Polițiștii s-au întors la casa primarului în jurul orei 12:30. Au dorit să stea de vorbă cu soția primarului, Tabita Cherecheș. Vor să afle de la aceasta mai multe lucruri pentru, iată, a încercat polițiștii să determine locul în care ar putea fi primarul în acest moment. Mai mult decât atât, au mers și la casa de vis-a-vis, care aparține tot primarului, iar acolo au căutat atât în interiorul casei, cât și într-un garaj. În continuare, casa și toate locațiile pe care primarul Cătălin Cherecheș știe că le frecventa, în continuare aceste locații sunt supravegheate de către polițiști și, după cum bine știți, deja poza primarului a apărut pe site-ul Poliției Române. Acesta este căutat. El și-a lăsat chiar și telefoanele mobile acasă, așa încât, iată, oamenii legii cumva să-i piardă urma sau să nu poată fi urmărit. Unde se află în acest moment nu se știe, poate cei din familie, însă, iată, rând pe rând, cei care i-au fost aproape în primărie au fost audiați și vor fi în continuare audiați de oamenii legii până când vor pune cap la cap, iată, acest puzzle. Unde a plecat primarul Cătălin Cherecheș rămâne încă un semn de întrebare. Domnul primar a fost astăzi la primărie? Nu. Când l-ați văzut ultima dată? Aseară. Când vi s-a părut? Mi s-a părut normal. Aveți informații că în această noapte a fost în primărie, când a și transmis un live pe Facebook? Da, știu că a fost în primărie. L-am lăsat în primărie. Aseară? Aseară. Eu am plecat în jur de 7:30 seara. Dânsul a rămas în primărie, după cum ați văzut și dumneavoastră, pe rețele de socializare. A făcut un live în jurul orei 3, cam așa ceva. Dar dimineața eu, când am venit la primărie, trebuie să nu eram primărie și nu am venit astăzi.